Urmează a câta echipă? Voi sunteți, nu? Nu? Cea de-a șasea echipă este formată din elevii Blojiu, Vârșan, Ana Maria, Cipleu, Claudia, Pâslă, Beatriz, Alexandra, Talpeș, Monica, Alexia. Ei reprezintă Colegiul Național Bănățean și au avut ca profesor coordonator pe doamna Lupulescu Aida. Liderul echipei și cea care va prezenta proiectul numit Equestrians Wonder. Equestrians Wonder este Blojiu, Vârșan, Ana Maria. 10 plus? Haideți, haideți! Așa, și aici ai și telecomanda. Eu, Blojiu, Vârșan, Ana Maria și Cipleu, Claudia, sunt... Celelalte două fete n-au putut să vină, sunt N-au picate. Putut să ajungă. Așa, deci luați voi toate premiile. Da. E bun, e bun. Ok, haideți să facem și un full screen, dar dacă se poate cu duplicate... Să facem un duplicate, un full screen și după aceea pornim cronometru din acest moment, 5 minute. Să facem și un duplicate, dacă se poate să se transmită pe ecranul principal. Tu până atunci intri în stare, da, pregătești, exact. Da, spate. Am învățat, Mihaela Tatu, am învățat foarte multe lucruri, am prezentat cu ea aproape 10 ani. Evenimente de business și primul lucru pe care îl facem noi înainte de a veni aici pe scenă, intrăm în stare. Mai întâi starea și după aceea partea de informație. Equestrians Wonder, mult succes, 5 minute! Bun, deci v-ați dat seama că eu voi prezenta afacerea noastră, dar întâi sunt în cizme. De ce sunt în cizme? Poate să-mi explice cineva de ce sunt în cizme? În sfârșit, cineva care știe! Nu prea este promovată echitația în România. De aceea, noi ne-am gândit să facem o afacere din echitație. Voi pune puțin aici notițele. Aceasta este o cască de echitație, o tocă, așa se numește. Aici avem un căpastru. Dacă mă ajut... Așa se pune căpăstru pe cal și lesa, bineînțeles, pentru că trebuie să duci calul. Așadar, eu port niște botine, jambiere și, bineînțeles, pe sub sunt niște șosete care sunt până la genunchi și vă dați seama cum e vara la prânz să faci echitație, nu? Ne-am propus să deschidem o afacere în domeniul echitației. Ne propunem să promovăm echitația la nivel național, pentru că în România sunt foarte puține centre de echitație și de obicei sunt foarte scumpe și nu toată lumea își permite, nici eu de obicei nu-mi permit. Așa că ne-am gândit să facem un club ecvestru care să aibă prețuri rezonabile, la care oricine să poată veni și să practice acest sport nobil. Și acum vă vom prezenta ideea noastră de afacere. La clubul Equestrians Wonder dorim să promovăm echitația, cum am mai spus. Dorim să promovăm legătura cal-om, care a dispărut în mai puțin de un secol, dacă știm foarte bine că foarte multe secole la rând caii ne-au fost de ajutor și dintr-o dată pur și simplu am uitat de ei, ceea ce nu este chiar ok să faci cu un prieten. dorim ca oamenii să redescopere lumea cailor, dorim să fie cât mai accesibil pentru toată lumea. Așadar, vă vom prezenta serviciile oferite de clubul nostru. Bineînțeles, fără cursurile de călărie nu se poate. Așadar, avem cursuri de călărie pentru toate nivelurile. Avem pentru începători, în care
clienții pot veni să învețe să stea așa, cum să stea corect, spatele drept, bineînțeles, călcâiele jos. Încă două minute. Mai avem, avem și cursuri pentru majoritatea disciplinelor din domeniul echitației, și anume dresaj, sărituri peste obstacole, atelaj, anduranță, voltigă și cross country. Aici sunt niște videouri. Primul este cu săriturile peste obstacole, al doilea este cu dresajul, al treilea este cu voltigea sau gimnastică pe cal, și a patrulea este cu atelajele. Practic, vedeți cum se învârt pe traseu cu o trăsură micuță. Trecăm mai departe. Știați că se poate face și terapie pe cal? Se poate face hipoterapie, dar și fizioterapie. Și există fizioterapie și pentru cal și pentru oameni. Hipoterapia, bineînțeles, este un probleme emoționale pe care le avem. De asemenea, oferim o gamă variată de activități călare, cum ar fi plimbatul prin pășune, pe pădure, prin pădure, și astfel promovăm mersul în aer liber. De asemenea, trasul cu arcul. Modalitatea de punere în practică. Ne-am gândit ca în prima lună, prima dată trebuie să cumpărăm terenul, bineînțeles, după aceea amenajăm grajdurile, amenajăm spațiul în care se petrec, în care are loc, au loc cursurile de echitație, arenele, de asemenea un restaurant și un hotel de care se va ocupa o firmă pe care o vom căuta. De asemenea, vom căuta și personal. Rezultatele preconizate. Sperăm ca echipa noastră sportivă să ne aducă premii din concursuri naționale și internaționale, dar totodată sperăm ca și noi, ca și club, prin activitățile noastre, să ne putem menține financiar. Astfel putem atașa o listă a serviciilor, printre care, bineînțeles, cursurile de echitație, organizarea de spectacole, de concursuri. Avem și închirieri de cai, de boxe. Am înțeles că erau... Mulțumim, timpul a expirat. Ana Maria, spune-mi o propoziție. Zi orice propoziție vrei tu din prezentarea ta, te rog. Orice propoziție. Orice propoziție. Zi o propoziție. Zile celor de aici, vă invităm la centrul nostru de echitație. Dăm voie. Zile. Hai zile. Vă invităm la centrul nostru de echitație. Și acum să punem mai multă energie. Vă invităm la centrul nostru de echitație. Și mai multă încredere. Hai! Vă invităm la centrul nostru de echitație! De echitație! Aplauze pentru Equestrian Wonder. Mergem la cele 10 minute adresate juriului. Pregătiți-vă să răspundeți la întrebări. Start! 10 minute. 10 minute toți. Eu un minut. Mi-ar fi plăcut foarte tare să văd o comparație cu piața pe care o aveți și cărora vă adresați. M-am uitat la prețurile voastre și sunt prețuri sub media pieței în momentul de față, da. Și puțin în zona asta de vest. E mult sub. Cred că v-ați făcut calcule, e ok, e sustenabil ceea ce a spus la început. Știu că cel puțin aici, în Timiș, dacă nu mă înșel, există la Herniacova o... Da, există. Am schimbat o grămadă de centre de echitație, pot să spun. Uh-huh. Sunt al patrulea în 2 ani de zile. Bravo, felicitări, mult înainte. Nu știu ce să zic, să fii la al tău. Să iasă. Da, aș fi vrut să văd ce, cu ce veniți în plus. Adică de ce eu să vin la voi, să continui cursurile de echitație sau să-mi încep cursurile de echitație și să nu mă duc la Herniacova. Da, noi avem o foarte mare gamă de activități. Noi nu avem doar cursuri de echitație, nu avem doar arena la care să se facă, să se organizeze concursuri cum este Herniacova, nu avem doar restaurant sau eventual cazare, cu toate că sunt cam puține locuri la Herniacova. Noi avem și hipoterapie, avem și fizioterapie. Știu că la Herniacova poți să...
multă lume și nici în străinătate nu am văzut foarte multe cluburi care să le aibă pe toate în același loc. Da, trebuie să vă gândiți și de ce nu le au pe toate în același loc. Și cu asta închei, încercați, voi sunteți senzaționali, adolescenții, adulții viitori de vârsta voastră, este senzațional prin simplitate. Încercați să fiți simpli și încercați să ne transmiteți și nouă la fel cum transmiteți în grupul vostru de prieteni. O să înțelegem, vă garantez, și o să iasă mult mai fain. Uite ce bine ai vorbit liber acum. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Eu mărturisesc că am avut în mână cel puțin vreo 20 de astfel de planuri de afacere, toate pe același segment. Al vostru este unul bine structurat, cu toate informațiile, deși pare ireal veniturile din cursuri, venituri din închirieri, din activități recreative. Dacă îmi permiteți. Te rog. Noi, într-adevăr, am scăzut foarte mult prețurile la cursuri, dar ne-am gândit să facem să creștem cai pur sânge arabi, care sunt cea mai scumpă rasă de cai ever. Știu, știu. Și atunci știu locuri în care se cumpără acești cai la prețuri foarte mici, 15.000 de lei. Și mi se pare puțin. Foarte puțin. Foarte puțin. Întrebarea mea pentru voi, deci eu vă felicitam pentru felul în care mulțumesc. Ați structurat planul mulțumesc. De afaceri. Da. Din păcate, tipul acesta de activități în România nu este extrem de popular, nu sunt extrem de populare. Da. Datorită faptului că oamenii nu au atât de multe informații cu privire la beneficiile pe care acest tip de activități le pot aduce. Și ajungem la partea de educație. E un tips pe care vreau să vi-l dau, să vă gândiți, având în vedere costurile mari cu îngrijirea cailor, cu cumpărarea lor, cu... acele celebre tabere. În rest, n-am ce avem, să avem tabere, numai că n-am apucat să zic. N-ai avut timp să ne spui. Da. Bine, atunci dacă avem... le aveți, perfect. Felicitări! Da. Mulțumim! Felicitări pentru idee și pentru pasiunea cu care ai vorbit despre echitație, că se vede că tu chiar crezi cu tărie în acest business care provine din ceea ce îți place ție, de fapt. Da. Mai trebuie doar puțin umblat la planul de afaceri, la modul de prezentare și de transmitere a informațiilor către cei care vrei să-ți cumpere acest produs. Felicitări! Okay. Mulțumesc! Am văzut aici cheltuieli pentru echipament 51.718.000 lei. Zic bine, e o sumă foarte mare. Sau ca să plecăm de la asta, care este suma de care o să aveți nevoie ca să începeți business-ul? Păi, făcând calculele, am ajuns la concluzia că ne trebuie 4 milioane pe an. Astea sunt cheltuieli care probabil sunt operaționale, în sensul în care 4 milioane, cu 4 milioane trebuie să asigur întreținerea. Și amortizările. Pentru și? Că amortizările. Pentru că echipamentul și toată construirea garajului și tot. Cât costă? L-am amortizat. Am făcut... Deci, el există? Da. Există și cai, există tot? Da, da. Am înțeles. Și atunci business-ul ar fi doar de vânzare a serviciilor? Nu am firmă, nu am clădirea, dar noi ne-am gândit că noi vom amortiza toate cheltuielile pe care le facem cu construcțiile. Da, dar cât sunt cheltuielile astea? Că o să pleci la drum și o să trebuiască să vii niște bani de undeva, nu? Da. Ideea e faină. E un vis, da? E un vis frumos. Mă și văd pe unul dintre cai, după care o să mă văd fix jos, dar nu asta e ideea. De câți bani ai nevoie?
ca peste 3 luni să mă inviți la primul tur cu un căluț. Am încurcat eu rău de tot? Fiind un business, ai nevoie de bani. Da. Ați calculat de câți bani ai nevoie ca să începi să poți să livrezi ceva? S-o păi simplu. Venim fiecare cu câte 1 milion. 1 milion de lei? Da, și suntem 4 persoane, deci 4 milioane. Aveți banii? În mod real, nu. Fictiv? Ah, am înțeles. Da, o mare parte din... Adică, fiind un plan de afaceri, da, una dintre componentele planului de afaceri, evident... Realist vorbind, este și partea asta financiară. Da. Ca să poți să începi așa ca și idee, ea e foarte frumoasă, e un filmuleț la care ne uităm, ne transpunem în el, dar o să aveți nevoie de materializarea ideii în structura planului de afaceri. Eu am înțeles că putem veni cu... Ai, ok, nu, eu ți-am zis doar pe principiu, okay, pentru că la celelalte planuri de afaceri a existat această componentă. Felicitări pentru idee. Mersi. Mulțumesc, mulțumesc. Încă 2 minute pentru juriu. Ești drăguț. Da, eu cred că tu ești foarte norocoasă și i-ai adus și pe ceilalți colegi lângă tine, pentru că tu transformi o pasiune într-un job, ceea ce înseamnă că nu o să fii obligată să muncești nici măcar o singură zi în viața ta, făcând lucrurile cu pasiune. Da. Și asta e un mare noroc. Colegii mei au spus aproape tot. Eu cred că în cazul prezentării cel puțin scrise, ar trebui să o aplaudăm pe doamna profesoară, pentru că mie îmi pare mai mult decât evident că doamna profesoară și-a băgat mânuțele foarte adânc în această prezentare și dacă doamna profesoară este în sală, am vrea să vă cunoașteți. Este. Doamna Lupulescu, este? Da, da. Doamna profesoară, vă felicităm în primul rând pe dumneavoastră, pentru că e un plan de afaceri în care și-a băgat mânuțele în sensul pozitiv un specialist și ce vreau să spun este că nu este absolut nimic greșit. Noi toți, de aici din sală, noi toți din jurul, să știi că nu le știm pe toate. Și slavă Domnului că nu le știm pe toate. Și atunci când vrei să pleci la drum cu un plan de afaceri și vrei să ți-l verifici, este foarte sănătos să ți-l verifici cu un contabil bun, da, cu un avocat, da, bun, cu un bancher bun. Proiectul așa scris, așa cum spunea și antevorbitorul meu, este foarte apetisant. Știi ce îți lipsește în momentul ăsta care să devină viabil? Banii. Da, banii, dar eu ți-aș fi spus un investitor. A. Și atunci, având proiectul așa de frumos scris, având pasiunea ta, având oameni care v-au consiliat să-l puneți într-o formă foarte profesionistă, trebuie să faci un singur lucru, să-ți convingi investitorii să vină să investească în ideea voastră. Chiar dacă sunt 10 milioane, știi că uneori e mai complicat să obții 10.000 de euro decât 10 milioane. Aveți ideea? Cred că stă în picioare, nu mă pricep la industria asta foarte tare și atunci convingeți-ne cu zâmbet și cu pasiune să vă finanțăm. Da? Nu sunt bani mulți, 10 milioane, pentru o idee foarte bună. Sau sunt foarte mulți bani pentru o idee care nu-și găsește investitorii. Mulțumesc, felicitări! Mulțumesc eu! Mulțumim!